disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. V-am găsit, dragi telespectatori, vă spunem din Baia Sprie, de lângă Baia Mare. Suntem musafiri pentru o discuție mai lungă aici la Casa Olarului, prin amabilitatea și bucuria și sinceritatea fratelui Dan Leș. Mulțumim că ne-ați primit în Casa Olarului, frate Dan Leș. Eu primesc pe toată lumea, deci nici nu trebuie să facă mari. Am prefațat această scurtă introducere cu câteva imagini, câteva secvențe de la unul din proiectele prin care sunteți cunoscuți în România, să vorbim câte ceva și despre asta, Drumul Crucii. Au fost câteva imagini, cel puțin unii care nu te-au cunoscut până acum și au făcut o idee despre unul din lucrurile în care a fost implicat și prin care românii te cunosc în multe orașe din România. Oarecum să pornim de aici, să vorbim despre Drumul Crucii, sigur că ne propunem să vorbim mai multe despre provocările pe care le ai, despre o dimensiune aceea de artist. Dar la început vorbim și ne puțin două, trei cuvinte despre tine. Am fost la Alfa Omega în urmă cu mulți ani, dar pentru cei că mai noi ai canalului nostru, aș vrea să te cunoască mai mult. Spune câteva cuvinte despre mă bucur că vă pot găzdui în Casa Olarului și provoc și pe telespectatorii noștri să intre în Casa Olarului. Acum o să fac o mică paranteză legată de Casa Olarului, e acea ilustrată din Ieremia 18, când Dumnezeu îl provoacă să se pogoare în Casa Olarului și mai mult îi spune că acolo se audă vocea lui. Acum eu mă rog toți care vor trece pe aici să audă și să simtă vocea lui Dumnezeu, nu neapărat vorbită de mine, ci faptul că mă bucur să acest loc să fie vizitat de Domnul nostru Hristos. Atunci când Ieremia s-a dus în Casa Olarului, Olarul n-a povestit. Lucra pe roată, făcea un vas și zice că acel vas care îl făcea pe roată nu a izbutit așa cum se întâmplă de obicei cu lutul în mâna olarului. A luat din nou acel vas, l-a remodelat, l-a replămădit și a făcut din el un vas așa cum lui a plăcut să-l facă. Și aici am adus foarte tare, această povestire m-a marcat foarte tare, mi-a marcat viața. De aceea am și ales să îi dau denumirea acestui loc Casa Olarului. Și de ce mi-a marcat viața? Pentru că și vasul meu de lut cândva, undeva, nu a izbutit. Și a fost nevoie încă o dată marele creator, Olar, să pună mâna să-mi remodeleze acel vas și să facă din el un alt vas cum i-a plăcut lui să-l facă. Și acum, dacă vreți, așa, eu sunt opera marelui Olar. Acest vas pe care multă lume, să zicem, că laudă, eu dacă ar fi să mă laud, ar trebui să mă laud doar cu perioada aceea din trecutul meu, până la 24 de ani când m-am întâlnit cu Mântuitorul Hristos, ar trebui să mă laud cu toate bocănele și prostiile pe care le-am făcut, pentru că atât am putut eu să fac. Asta am putut eu să fac fără Dumnezeu. Și asta a însemnat fugă de acasă, a însemnat ceartă cu părinții, a însemnat alcool, a însemnat mașini, a însemnat haine, toate aceste valori în ghilimele pe care astăzi mulți cochetează cu ele, acele mi-au stăpânit viața și după acele am umblat. Deci cam asta aș putea să spun eu despre Dan Leș. De la 24 de ani până acum ar trebui să-L laud numai pe Hristos, pentru că El s-a îndurat încă o dată să mă ia acel vas neizbutit în mână și să spună am să-L refrământ
și am să fac din el un alt vas, așa cum mie o să-mi placă să-l fac. Și dacă e ceva de lăudat în viața mea acum, ar fi doar aceste lucruri pe care Domnul Hristos le-a făcut în viața mea. Și nu o să încerc niciodată să-mi atribui vreun merit, pentru că încă în continuare se lucrează la acest vas Dan Leș și în continuare nu știu dacă se mai apasă sau nu se apasă sau a trecut din acel stadiu de frământare și este pe roată și acum se formează vasul. Nu știu dacă vasul este format și acum se șlefuiește. Un lucru știu. Dar poate este în cuptor? Da, dar tocmai aici am vrut să ajung. Un lucru știu că proba finală va fi proba focului. Și așa cum un vas care îl iei în mână și ține lichidul în el, a trecut prin proba focului, este vrednic de laudă, dar nu vasul creatorului. Așa că dacă tot m-ați provocat și mi-ați aruncat mingea la fileu, vă spun cam ce înseamnă pentru mine această casa olarului și faptul că suntem mereu în atenția Marelui Creator este un lucru foarte mare. Așa că privitorii noștri, dacă se simt că sunt în atenția și au intrat în atelierul olarului, mă refer în atenția Marelui Creator Dumnezeu, să stea bine acolo unde sunt, pentru că sunt bine, sunt în atenția Lui și să aștepte cu răbdare ca vasul lor să fie desăvârșit. Aș mai adăuga și eu mențiunea pe care a avut-o la început, aș mai aduce-o din nou în discuție, acela Ieremia 18, și locul unde Dumnezeu, poate și pe noi de la Alfa Omega, a adus aici pentru prima dată casa olarului, ca să ne vorbească și să ne vorbească noi, tuturor. Și prin noi poate să-i provoace pe mulți și să aducă un gând proaspăt. Ne-ai spus că te-ai întâlnit cu Domnul la 24 de ani. Au fost vremuri, înainte chiar nu contează. Eu cred că mai mult m-a prins el la colț. Eu nu l-am căutat. Cum s-a întâmplat? Ai putea să ne spui cum s-a întâmplat asta? Să vă spun în câteva minute, așa ar fi prea puțin, pentru că e... Dar totuși să încerc să surprind momentele cele mai importante. Eu ca și... Hai să mă numesc creștin, cu toate că este un cuvânt foarte greu. Creștinii mântuiți sunt de trei categorii. Prima categorie și cea mai nobilă este acel statut de fiu, care face ceea ce face din dragoste pentru Hristos. Al doilea statut este acel de negustor, care face voia lui Hristos să primească ceva, o plată. Și vedem astăzi la fiecare pas că acești negustori. Și a treia categorie de mântuiți este aceea de robi. Robi care fac de frică, uitând că de fapt Marele nostru Creator ne-a iertat și ne-a numit fii. Și facem lucrurile de frică că o să vină sfârșitul și să fiu și eu mântuit. Acum, eu vreau să vă spun că prin stadiile astea, prin primele două am trecut, prin prima de acea de rob în care de frică m-am apropiat de Dumnezeu. Și undeva la 24 de ani, când eu fiind undeva într-un apartament cu chirie, fără bani de mâncare, iubita mea, doamna, a fugit cu mine când avea 17 ani, s-a întors lumea pe dos pentru că, na, vă dați seama ce înseamnă pentru un părinte să-și tot viitorul fetei lor să depindă de un pletos cu fără niciun viitor, nici măcar artist nu eram, nu știu ce eram, făceam tot felul de lucruri care nu sunt mândru de ele, pe care le-am amintit și în alte emisiuni, nu știu dacă este timp acum. Și în acel cadru de frică, de spaimă, fără mâncare, a fost prima oară în viață când sincer am îngenunchiat și am spus, dacă existi cu adevărat, ar trebui să reglăm conturile. Și a fost acea frică. Mă refer la cel și m-am apropiat și am spus, vino și dă-mi bătaia aia pe care mi-o promite toată lumea, până și părinții mei spuneau că ești foarte rău, Dumnezeu să te bată, ai grijă. Și prietenii și mulți mă descurajau în privința asta și eu nu credeam în Dumnezeu. Și acolo pe genunchi s-a întâmplat un lucru, un miracol, aș putea să-l numesc, cu toate că este la mod acum pe toate posturile să vedem tot felul de miracole. Dar alții spun că ar fi fost imaginația mea de artist. Dar la modul sincer am simțit acolo în cameră, pe genunchi fiind, rugându-mă, o dragoste materializată. A fost, parcă era un lichid care îmi intra în fiecare por al trupului meu și îmi spunea, când m-a rugat, îmi spunea acea dragoste, îmi spunea, te iubesc așa cum ești. A fost primul meu contact cu Dumnezeu, te iubesc așa cum ești. Și n-am putut decât să plâng, să simt acea stare de bucurie. A intrat soția mea în cameră, a început să plângă și ea și n-aș mai fi vrut să se termine.
Nu am putut să contabilizez timpul acolo, pentru că a fost ceva atemporal, a fost ceva care a durat vreo 3 ore după ce ne-am uitat pe ceas, în care n-am putut decât să plâng. Și a fost o eliberare totală, am simțit cum iese ceva afară și rămân un alt vas care a fost umplut cu dragoste. Și am înțeles, în primul rând, că Dumnezeu este dragoste absolută. Și am spus pe acest Dumnezeu, aș încerca să-L, orice mi s-ar întâmpla, pentru că aveam multe pronosticuri în viață, că o să ajungi la pușcărie, că o să mă mai căutau și prietenii mei, în ghilimele vorbind, eu, după cum v-am spus, nu eram tare cu minte, mă ocupam cu tot felul de lucruri ca să-mi câștig banii, schimbam valută, mai târziu am început să fac falsuri de pașapoarte, se câștiga din asta, pentru că era perioada în care nu puteai să ieși din țară și eu le schimbam poza și le făceam pașapoartele curate. Ei, toate lucrurile astea în viață s-au adunat și au undeva a fost un blocaj. Când vroiam să scap de trecut, dar nu puteam pentru că mă urmărea trecutul. Și acei oameni veneau și îmi spuneau, dacă nu ne mai faci în continuare serviciile care le-ai făcut, o să anunțăm poliția. Și a intrat în mine acea frică puternică. Eu totdeauna m-am considerat un, nu știu, bărbat așa și șmecher ăsta de cartier care îmi plăcea, oriunde era scandal, eram și eu acolo prezent. Și nu-mi explicam această frică care mi-a intrat în toate oasele. Și urmarea acestei frici a fost și faptul că m-am dus să mă rog. Și am zis, trebuie să capitulez, mi-a fost rușine, am închis ușa după mine să mă vadă nevastă mea, mi-a rușine să mă pun pe genunchi. Cu toate că soția mea, eu m-am însurat cu o sfântă. Ea îmi spunea și a zis, trebuie să termin cu trecutul. După ce ne-am căsătorit, mi-a spus, uite, fug cu tine, dar vreau să termin cu alcoolul, vreau să termin cu lucrurile care le faci și hai să începem să construim o viață nouă. La 17 ani. O femeie care era plină de Hristos, gândea mult mai matur ca mine, care mă consideram un șmecher în cartier și aveam toate ofertele în față și oriunde ieșeam eram bine văzut în lumea interlopă. Toate lucrurile astea se răstoarnă în fața unei făpturi care îl iubește pe Hristos și vrea să-mi prezinte și mie și eu nu înțelegeam cum stă treaba cu el. Și atunci, ideea îmi place să spun că eu m-am însurat cu o sfântă. A avut răbdare cu mine și după ce ne-am căsătorit, chiar dacă mai aveam probleme cu alcoolul, m-a ducea acasă, m-a spălat, m-a aranjat și m-a iubit și mi-a demonstrat ce înseamnă dragoste. Mai târziu mi-am dat seama că ce mare onoare este să fii răscumpărat de regele regilor. Am făcut 2 contracte mari în lumea asta. Unul cu soția mea când m-am căsătorit și am spus că până la moarte și următorul mare contract l-am făcut cu regele meu, Iisus Hristos. Și aici se pot discuta multe pe tema. În timp ce te ascultam, mă gândeam că întâlnirea dumitale cu Iisus Hristos n-a fost una de tip religios. A fost mai mult o întâlnire pe dimensiunea dragostei. N-a fost una formală. Da, pentru că eu n-am frecventat biserica. Poate mult așteptau să vadă că te-a dus undeva la o predică, la o evanghelizare pe stadion sau într-o biserică, de-ai îngenunchiat în fața unei cruci și s-a întâmplat ceva. Eu nu pot să spun că n-am avut o educație din punctul ăsta de vedere. Bunicii mei, părinții mei care s-au rugat și au postit pentru mine și le-am făcut mult necaz la mama mea. La 18 ani am fugit de acasă, am trântit ușa și mi-aduc aminte acele imagini când desculț a ieșit pe scări după mine și a spus Daniel, nu te duce. Și atunci am plecat și un an de zile n-am mai știut de mine. Am plonjat undeva într-un lagăr în Austria cu toate scursurile societății, arab, pakistanezi, indieni. Am primit multe bătaie acolo. Și mama mi-a spus, dacă o să-ți fie greu acolo unde te duci, roagă-te că Dumnezeu să te păzească. Nu cred în așa ceva. N-am vrut să cred, n-am vrut să-L prind. Am fugit de Hristos. Ba mai mult, mi se păreau toate niște bazaconii. Dacă am intersectat cu biserica, au fost de câteva ori când m-am dus în locurile în care părinții mei mergeau la biserică să văd ce fete mai sunt pe acolo. Deci cam asta a fost interesul meu. Nu mă laud cu lucrurile astea și aș vrea să oarecum le spun doar dacă o să le fie cuiva de folos și dacă sunt tineri care urmăresc această emisiune, vreau să le spun că undeva Hristos îi așteaptă, ei trebuie să facă pasul. Cam asta a fost. După ce am început să-L cunosc, am intrat din nou în biserică, dar nu a fost acea biserică pe care o căutam, sincer. Și nu o să menajez, decât o să spun că poate așteptările mele au fost prea mari. Mai târziu am învățat că noi suntem chemați să iubim necondiționat. Și îmi place tare mult ce spune părintele Arsenie Papacioc. El spune că noi suntem gazde ale Domnului Hristos. El locuiește în noi. Și noi, lui nu i-ar place ca noi să-i urâm pe cei răi.
Pentru că El le-a iubit. Și ca să fim niște bune gazde. Și dacă îl iubim pe Hristos, și noi trebuie să iubim pe cei răi. Și atunci totdeauna mă lupt în fiecare zi cu mine să încerc să iubesc și pe oamenii care, să zicem, că nu merită iubiți. Vorbeai de trei categorii de oameni mântuiți. Cât de aproape ești, frate Dan Leș, de statul de fiu al Dumnezeu? Mă lupt. Știți de ce? Eu cred că mă găsesc undeva în a doua categorie, acea de negustori, în care, cinstit vorbind, n-am ce să ascund, pentru că am ajuns să ne formăm o cultură despre a face ca Dumnezeu să ne dea. A ne mai ruga un pic că mai trebuie să-mi termin afacerea care o am. Vezi, dacă m-am rugat mai mult și am dat niște bani acolo și sunt darnic, Dumnezeu totdeauna mi-a întors. Și s-ar putea să fie și asta o cursă pentru mulți creștini astăzi. Să facă mai mult negustorie cu Dumnezeu decât să-L iubească sincer. Vreau să spun că se întâmplă acele atingeri de fiu și să-mi dau seama ce măreț lucru este să fiu fiu 100%, să fii un fiu al Lui. Doar să-L iubești și să n-aștepți nimic. Să-ți ajungă dragostea Lui, să-ți ajungă pacea pe care ți-o dă El. Ori noi foarte frumos vorbim în discursurile noastre despre cât este El de frumos, cât este de plăcut să stai cu El, dar practica noastră și viața de zi cu zi nu demonstrează acest lucru. Vreau să vă spun că mi se ocupă foarte mult timp din viață cu lucruri mărunte și îmi dau seama că undeva greșesc, îmi dau seama că nu-i ceea ce trebuie. Și atunci mă lupt din răsputeri să devin 100% un fiu. Unul din lucrurile pe care, poate să rămânem în acest termen al negustării, unul din lucrurile care le faci pentru Dumnezeu, bun, te rogi pentru anumite lucruri, proiecte, dar faci, îi dai Lui un proiect care a atins inimile a mii și mii de oameni în România, proiectul, zic eu, proiect spiritual, Drumul Crucii. Este un mod mai mult decât special în care îl slujești pe Dumnezeu, poate fără să aștepți ceva în schimb. De multe ori ți se întâmplă să fii ispitit de faimă. Ți se întâmplă să fii ispitit de faptul că ești văzut și ești aplaudat la scenă deschisă. Eu o să vă povestesc despre ispitirile mele. Nu o să vă povestesc prea mult despre lucrurile frumoase care Dumnezeu mi le face, pentru că m-a sminti. Apare acea sminteală în care te crezi tu mai bun decât ești. Și ca să mă mențin totdeauna în această stare de smerenie, să zicem așa, va trebui să mă laur cu slăbiciunile mele. Asta spune și Apostolul Pavel. Și vreau să spun că slăbiciunile lui Dan Leș în continuare nu sunt puține. Și încerc în fiecare zi să-mi vorbească Dumnezeu la ce capitol mai am probleme. Și în ultima perioadă mă rog să-mi descopere lucrurile care sunt legate de mândrie în viața mea. Și îmi dau seama că sunt multe lucruri legate de mândrie. Atunci când fac o ajutorare, parcă aș vrea undeva să se știe că am făcut-o. Se întâmplă și am spus: Doamne, te rog să-mi vorbești atunci când vezi că sunt în pericol. La ultima mare expoziție în Italia, când am fost, s-au adunat mulți artiști acolo să facă o lucrare. Am încercat să fac o demonstrație. Am văzut mulți care au făcut acele demonstrații și am zis: cu siguranță pot mai mult. Și în momentul în care m-am apropiat de roată să fac un vas mare, am fost acolo artiști bătrâni care au trudit o viață, am simțit în mine acea ispită lumească în care hai să demonstrezi. Și Duhul Dumnezeu mi-a vorbit: uite, acum ai o problemă. Și am zis: ce trebuie să fac? Să nu faci acel vas, să-l umilești pe altul. Și am zis: a, ce greu e. Și nu l-am făcut. Și cu siguranță mulți au zis: de-aia nu face, că nu știe. Și a trebuit să îndur oarecum chestia asta și îmi doream și am zis: bun, am câștigat lupta asta, dar totuși le-am lăsat un plean să vadă, să se uite pe site cam ce fac. Deci vreau să vă spun că e foarte pervers cel rău și caută totdeauna să ne agațe cu niște cârlige de care noi, dacă nu suntem atenți, putem să... E unii care acum ascultă asta și care te văd, te percep cel biciuit pe străzile României în acel proiect, cel atârnat acolo pe cruce, cel suferind și mergând din oraș în oraș. Și nu ți este greu, nici fizic, probabil nici emoțional, să fie ispitit în zona mândriei. Bineînțeles, când vine lumea la sfârșit, vin unii, vor să-mi pupe mâna, alții: te rog, dă-mi o binecuvântare, pune mâna pe cap. Încep să te creezi așa un fel de, nu știu, evanghelist în ăsta care se plimbă prin lume și ar putea face mult mai multe și mi se zgândere mândria. Da, e această zona a ispitirii, pe care nici măcar Mântuitorul nostru Hristos n-a fost cu ideea. Și știm foarte bine. Aici aș face o paranteză și îi provoc pe ascultătorii noștri să citească Dostoevski, frații Karamazov, Marele Inchizitor.
și să vadă acolo ce vorbește despre ispitirile Mântuitorului Hristos. Nu este ușor să fii pe stradă, nu este ușor fizic în primul rând, nu este ușor spiritual, pentru că nu ne ducem de capul nostru. Mă duc cu, în Baia Mare, mă duc cu binecuvântarea părintelui Milan, care ne dă o binecuvântare sinceră. Și ce apreciez la acest om este faptul că el, rugându-ne împreună, nu se vede mai presus ca alții. Și totdeauna, într-o smerenie autentică, îl văd când ne dă această binecuvântare și ieșim pe stradă însoțiți de binecuvântarea bisericească. Dar nu e totul, pentru că noi trebuie să fim pregătiți să nu mergem acolo cu acea atitudine de mândrie. Și încerc pe cât posibil, Dumnezeu ne face surprize. Am început stângaci cu niște copii și a pus Dumnezeu acest foc în inima mea mai mult ca un protest. De ce? Vedem că se apropie sărbătorile și în loc să ne apropiem de Dumnezeu, ne apropiem de supermarket, cumpărăm mai multă mâncare, ne îmbrăcăm mai frumos, vrem să ieșim în evidență, mergem la biserică să ne etalăm ținuta și atunci am zis să ia focusul de pe Hristos și se pune pe cu totul altceva. Și a spus, Doamne, ce aș putea să fac? Și când am primit această viziune, mi s-a părut așa de ciudată treaba asta să o fac. Și am zis, ce o să zică lumea? Ba mai mult când au aflat prietenii mei și neamurile și maică mea și toți, nu faci asta, Doamne ferește. Păi cine știe ce se poate întâmpla? Au venit ispitit de frică în care mi-au spus, o să mori. M-au sunat oameni care mi-au spus, uite, am visat că ți-a călcat peste cap o mașină când ai căzut jos. Și chiar s-a întâmplat lucrul ăsta, am căzut chiar sub un autobuz și la fracțiune de secundă m-a tras cineva de acolo. Dar m-am dus pregătit și am spus, Doamne, în primul rând lupta care am câștigat-o, înaintea lui am câștigat-o, m-a ajutat Iisus să o câștig, să-mi stăpânesc latura asta mândră și să spun, Doamne, fac 100% ca oamenii să vadă prin aceste imagini cam ce s-a întâmplat, să fie un happening printre jeepurile lor, dacă vreți, să fie un semnal de alarmă, cam asta se întâmplă. Și dacă Dumnezeu mi-a dat harul să fac de 10 ani această lucrare, să-i zicem, mă bucur. Ne-ai vorbit puțin despre motivația de a intra în această lucrare și ne-ai spus că de 10 ani de zile, practic, e un sezon interesant, o perioadă. Da. Dacă Dumnezeu să aibă ceva pentru tine pe un nou platou de expunere. Nu știu ce ar avea, că eu încep să încărunțesc în barbă și mulți îmi spun, hai și la anul. Și vă spun, mamă, că am dor coatele, mai cad, să mai găsim și pe altcineva. Pentru cei care poate te văd pentru prima dată acum, dacă ai putea în 2-3 minute, ca informație, știu că motivațiile ne-ai spus, mai spune cum ai început, câteva informații, cum ai început și cum Cum am început, chiar de la început? Da. În câteva minute. Știu că ai mai spus această poveste mai multe ori, dar pentru eu am ideea primit viziunea asta, să zic așa, în București, când eram la o expoziție. Pentru mine, Paștele însemnau un prilej de a face mulți bani. Pardon. Eu am început să cu ceramica. Imediat după ce m-am căsătorit, am ieșit pe străzile Sighișoarei, mi-am vândut cum am putut produsele. Mai târziu am ajuns și în galerii din București și la sala Dale se vindea foarte bine în preajma sărbătorilor. Și îndreptându-mă o dată spre stand, aceste imagini de care vă povesteam cu jeepurile încărcate și cu acel tăvăluc parcă se urcă peste noi, societatea asta de consum care ne agresează la fiecare moment și vrem, ne învață să cumpărăm mai mult și mai mult, m-am simțit foarte, foarte golit de putere și a trebuit să mă așez jos undeva pe un trotuar, caldarâm acolo, un trotuar, și nu prea știam eu cum vorbește Dumnezeu. Și nici acum n-aș putea să spun că știu 100%, dar am simțit o voce lăuntrică care m-a provocat să mă uit la oameni și să simt oarecum această durere, ce se întâmplă cu creștinismul nostru. Ne lăudăm că suntem creștini și aș vrea să fie într-adevăr națiunea noastră creștini în 85%, cât se spune. E o cifră bombastică, zic eu, dar să ne ajute Dumnezeu. Și am spus, acea voce lăuntrică îmi spunea, care sunt semnele creștinismului? Ceea ce trăim noi astăzi în opulență? Și asta m-a provocat și am spus, Doamne, ce aș putea eu să fac? Dacă e foarte, foarte ușor să observ lucrurile de pe margine, dar niciodată nu ne provoacă gândul, ce pot eu să fac? Să dau o pată de culoare pe tablou ăsta vieții. Și atunci am primit acele imagini în minte, un
Hristos trecând prin regipurile lor și m-am întrebat ce s-ar întâmpla dacă ar trece acum cineva prin mijlocul lor cu o cruce în spate, să nu spună nimic, doar să treacă, să-i facă să se mai uite în dreapta, oare cine îi, să-i mai aducă. Și atunci am spus, Doamne, ce se întâmplă cu imaginea asta? Și am primit acea provocare, ai putea să faci, ești destul de rebel, nebun în ghilimele, să faci lucrul ăsta. Și bineînțeles că n-am fost privit cu cei mai buni ochi când am venit și le-am spus prietenilor și oamenilor din biserica în care mergeam acolo. Ce o să fie, o să râdă lumea. N-au venit maturi, au venit copii și a spus chiar dacă ar fi, eu am primit viziunea asta, chiar dacă ar fi să fiu singur, o să-mi iau o cruce, o să mă îmbrac așa și o să trec prin mijlocul lor. Și au mai fost câțiva tineri cu care am pornit și lumea s-a strâns. Și atunci eu, de cei care predică foarte frumos, i-am provocat și le-am spus, noi nu știm să facem multe. Știm, am putut să adunăm pe centru, pe platou în centru orașului, o mulțime de câteva sute de oameni. Și oamenii, după ce s-a făcut răstignirea, n-au mai vrut să plece. Și am zis, aici este rolul celor care trebuie să vorbească cu ei, a bisericii, să fie cineva să vorbească cu ei. Și cu asta i-am provocat. Mai târziu au început și ei să zică, da, domnule, uite, e o metodă bună. Dar noi nu trebuie să vedem lucrurile astea la nivel de metodă. Noi trebuie să iubim pe oameni și dacă acțiunea noastră este o provocare pentru cel din stânga și din dreapta și le este benefică, eu cred că este de ajuns. Noi am vrea de multe ori să le băgăm toate cunoștințele noastre în cap dintr-o dată. Am vrea să, e ceva de genul, ducem lumina acolo, dar noi ducem o lanternă care le băgăm în ochi și le spunem, aici e lumina și ei bușbe și nu mai văd de atâta lumină. Atunci trebuie să avem răbdare, pentru că eu mai tare sunt provocat de în ultima perioadă, de a-mi deschide casa pentru oamenii care au nevoie să-L cunoască pe Hristos, decât a tot face programe. Nu știu de ce noi, atunci când facem un program, ne schimbăm până și vocea și mergem acolo în față și avem o altă atitudine. Și când se atinge un pic, Dumnezeu ia mâna de peste noi și avem o durere la spate. Zic, Doamne, Tată, ajută-mă, te rog, nu știu unde am greșit, nu mai vreau să mă doară. Și mă rog ca un copil. Și în momentul în care mă rog în public, mă rog cu niște cuvinte atât de bombastice, pe care eu nu sunt natural acolo și eu nu le folosesc în normal. Eu cred că Dumnezeu n-ar mai vrea să purtăm aceste măști și sunt foarte provocat să-mi cadă măștile care le mai am și să fiu eu însumi. Sunt considerat ciudat la mine acasă și mulți îmi spun că sunt un ciudat, dar prefer să fiu un ciudat care să-L găzduiască în fiecare zi pe Mântuitorul Hristos. Vorbeai, nu neapărat apropo de ciudățenie, dar vorbeai că ai pornit și pornești în fiecare an acest proiect de aici, din Maramureș, din Baia Mare, cu binecuvântarea liderului ortodox al zonei și de asemenea în diverse orașe. Te bucur de acceptul, eu colaborarea. Eu m-aș duce cu binecuvântarea tuturor bisericilor, pentru că am vrut să fiu lucrare ecumenică. Și am invitat pe toți. Hristosul pe care îl prezinți, ce culoare are? Sau are vreo culoare? Să punem poate întrebare retorică. Știi ce imagine văd eu aici astăzi? Văd un Hristos sfârtecat de toți. Îl tragem în toate părțile. Nu-i la noi, ba-i la noi, ba-i al nostru, ba-i al nostru. Nu cred că Domnul Hristos, dacă ar veni și ar alege neapărat un loc, o biserică sau un locaș. Eu cred că dacă ar veni astăzi, ar fi din nou printre oameni, cum a fost acum 2000 de ani. Activitatea lui a fost acum 2000 de ani, 90% a fost printre oameni. Când a fost întrebat, ce să le spunem? Ioan a întrebat, a spus, duceți și spuneți-le, orbii văd, șchiopii umblă și săracilor le este vestită Evanghelia. Mă întâlnesc astăzi cu oameni care spun, păi dacă vrea să schimbe viața, să vină la biserică. Și așa cu atitudine, păi el e vinovat că nu vine la biserică. Nu. O biserică nu se evaluează după câți membri are, așa cred eu. Se evaluează după câți oameni trimite afară, nu după câți oameni vin la biserică. Și eu mă rog ca toate bisericile să înțeleagă acest lucru, că trebuie să formeze oameni pe care să-i trimită afară, pentru că afară sunt probleme. Mă bucur de o bună colaborare cu toate bisericile. Eu sunt un non-conformist și dacă m-ați întrebat ce religie am, eu pot să vă spun că nu am nicio religie. Încerc în fiecare zi să fiu un bun ortodox, un drept credincios. Colaborez cu toate bisericile. Cine vrea să mă binecuvinteze, mă binecuvintează. Cine vrea să spună că o să ajung greu, să spună că o să ajung greu. Am o siguranță pe care o port în suflet. Regele meu Hristos nu o să mă lase dacă stau lângă El. Atâta timp cât eu cu familia mea o să stau lângă El, lucrurile vor fi bine. Și legat de asta, sigur că acum prin mass media, prin cărți, prin literatură, toată lumea știe despre Iisus Hristos, să zicem. Ce explicație ai? De ce vin atât de mulți, totuși, în diverse orașe, la procesiune și la răstignire? Toată lumea știe despre Iisus Hristos, exact cum toată lumea știe despre domnul Băsescu.
Și eu am știut despre domnul Băsescu, vă spun, și am ajuns să stau și cu el la masă. Și după ce l-am cunoscut și am simțit un pic sufletul și am vorbit cu el și am povestit despre oalele mele și ulcelele mele care sunt luci și mai târziu toți ajungem oale și ulcele. Și l-am provocat și a spus, da, așa este, toți ajungem oale și ulcele. Mi-a plăcut că i-am dat așa un subiect de gândire. Și am ajuns să ne cunoaștem și mi-am dat seama, omul ăsta este normal, are și el suflet și a fost un alt stadiu în care l-am cunoscut. Deci foarte multă lume zicem că îl cunoaștem pe Mântuitorul Hristos, dar nu știu dacă vrem să-l invităm într-o seară la noi la masă, să-i spunem, Doamne Iisus Hristos, astăzi vreau să fiu cu tine la masă, să fii în familia mea, să te cunosc mai bine. La ce spuneți legat de cum vede lumea, că vine da, vine lume multă, neașteptat de multă în ultima perioadă și devine o tradiție, nu știu dacă e bună sau rea, știu că lumea vine pregătită și în Baia Mare înainte să înceapă cu 2 ore, acolo piațeta din fața Bisericii Ortodoxe se umple și oamenii vin cu așteptare și oamenii vin să vadă. Acum, sunt aici mai multe categorii de oameni, vin oameni să vadă spectacolul, și văd spectacolul și sunt oameni care vor mai mult un pic. Și pe acest fond pregătit, zic eu, avem și un preot care citește cuvântul lui Dumnezeu pe stradă. Este foarte important să se audă cuvântul lui Dumnezeu mergând acolo pe stradă. Și am întâlnit oameni care, vă spun în paranteză o mică istorisoară, tare mi-a fost dragă, la Târgu Mureș în urmă cu 3 ani, așa, a venit, mai avem obiceiul cei de lângă mine să mai aducă câte un om din mulțime să împacă crucea. Este un lucru neașteptat și lumea nu se așteaptă. Și l-a luat pe un tânăr înalt, îmbrăcat în niște haine mai moderne, cu lanțuri de aur la gât, și l-a tras în mulțime și l-a băgat și a spus, du-i crucea. Și a intrat tânărul acolo, prima dată când l-am văzut, vroiam să vorbesc cu cei de lângă mine, domnule, ce faceți, s-ar putea să stricăm? Zic. Și tânărul când a intrat să mă ajute la cruce, a început să plângă. Și a plâns și a plâns și a plâns și la un moment dat mi-a fost frică că plângea în hohote. Și a spus, domnule, care e problema, vii rău? Sau... Nu, o să vă spun la sfârșit. Și la sfârșit, când a fost intervievat de televiziune, a povestit o chestie interesantă. Și a spus așa, în urmă cu un an de zile am avut un vis. În acel vis se făcea că Iisus Hristos trecea prin orașul meu cu crucea. Și m-am dus la preot și i-am spus. Și am spus, ești nebun. Și m-a chemat să-i ajut la cruce și n-am vrut să mă duc. Am zis, nu știu cum să-l ajut eu pe el. Și zice, tocmai se întâmplă lucrul ăsta. Și m-am dus și i-am spus la un prieten, uite ce am visat. Și acum lucrurile astea, bineînțeles că l-au șocat imaginile astea și l-a șocat și plângând a spus că ceva trebuie să se întâmple în viața lui. Că nu e întâmplător, chemarea asta nu e întâmplătoare. Și am stat de vorbă cu el și am spus, dacă vrei mai mult, se ocupa o afacere cu taxiuri. Ce m-a impresionat, a spus, vreau cu tot din adinsul, pentru că visul ăsta nu a fost întâmplător. Și nici nu cred că îmi doresc să știu toate lucrurile, că noi oamenii căutăm să contabilizăm. Câtă lume a venit? Anul ăsta au fost 3.000, 2.000, câți au venit de acolo? Cum s-a vorbit? A fost bine? N-a fost bine? Încerc să nu mai contabilizez lucrurile și încerc să le las să lucreze Dumnezeu. Pentru că am mai avut tot așa un tânăr, mi-a spus, am venit să văd ce mai fac ăștia, nebunii ăștia, că eu nu cred în Dumnezeu. Și la sfârșit a fost, zice, unul îmi scria pe site acolo, a fost unul mai strigăcios, care a spus, diferența o face dacă tu vrei și ridici o mână pentru Hristos sau dacă nu, poți să stai liniștit. Și a spus, hai mă să văd ce se întâmplă dacă ridic o mână. Și a ridicat o mână. Și ce n-am avut somn 3 nopți. Tot timpul l-am visat pe Domnul Hristos și a spus, trebuie să te întorci acasă. Și acum mi-a spus că s-a întors într-o biserică penticostală, s-a și botezat și este acolo. N-a vorbit nimeni cu el, nimeni nu i-a pus în mână o broșură, nimeni n-a... Vrem să le facem pe toate. Dar a făcut Domnul Hristos. Și dacă încă se întâmplă minuni de genul ăsta, pe care eu le consider minuni, să se întoarcă un păcătos acasă este o minune. Unul care niciodată nu l-a slujit pe Dumnezeu și face numai lucrurile rele, să se întoarcă în marea familie. Egal unde este. Dacă este în familia lui Hristos, este bine. Și asta mă provoacă în continuare să mai fac acest drum al crucii. Și mă rog Dumnezeu să nu mă smintesc, să nu mă cred mai mult decât sunt și să mă văd un simplu pion acolo, egal cu ceilalți, care toți împreună facem lucrurile. Vorbeai la început despre trei categorii de mântuiți. Prima categorie sau una de categorii e cea a oamenilor care de frică acceptă și înțeleg mântuirea și îl acceptă pe Domnul Iisus de frică a iadului. Prin ceea ce faci în drumul crucii, poți să transmiți frică, revelație, înțelegere?
teamă, unii vor le teamă. Unii văd frică într-adevăr și vin și zic, dar să știți că frica e bună. Frica e începutul înțelepciunii. E bine, nicio problemă. Că mai târziu parcurge mai multe etape. Unii văd frica și spun, da, uite cât s-a pătimit și ce fac eu. Își văd, ne vedem de multe ori gunoaiele din viață. Alte categorie vin și văd dragoste. Văd dragostea Mântuitorului care își da viața pentru ei. Și încearcă o stare sensibilă, femei, oameni bogați, care atinși de sentimentul ăla, vin la sfârșit să ne dea bani. M-am întâlnit și cu situații în care o femeie foarte bogată a zis, te rog, cât vrei, scrie aici pe hârtie că vreau să vă ajut. Și am spus, nu vreau niciun ban. Și mă feresc de aceasta, este o ispitire mare să primești bani. Și nu am vrut decât să lucrăm prin asociația organizată care ne sponsorizează cu mâncare și cu cazare. Și n-am permis la nimeni să ia niciun ban de nicăieri pentru așa ceva. Deocamdată nu-i dat Dumnezeu bani, ceea ce facem, facem cu banii noștri și învăț pe fiecare cu cât au să slujim acolo. Ne ferim de această ispitire să luăm bani. Dar sunt foarte mulți oameni sensibilizați și vor să pună și ei umărul. Și ei așa înțeleg, pentru că noi așa înțelegem. Societatea modernă asta înțelege. Eu sunt un pic revoltat pe becalismele care se întâmplă în toată țara. Vrem să ne împăcăm cu Dumnezeu dând bani. Și nu vreau să încurajez această situație. Și se întâmplă în multe biserici aceste lucruri. Hai să dau bani că o să fiu bine cu Dumnezeu. Dumnezeu nu ne cere banii noștri. El vrea să aibă inima noastră. Dacă suntem dispuși să-L găzduim, să ne deschidem sufletul, să spunem, Iisuse Hristoase, vino și locuiește în viața mea, Lui îi ajunge. Mântuitorul Hristos nu s-a bazat niciodată pe bani. Nu cred că ar trebui să începem o lucrare în România bazându-ne pe bani sau totdeauna să ne facem calculul oare cât ar costa și pe urmă să începem. El ar putea face toate lucrurile frumoase fără noi, dar el pe noi ne implică ca un tată cum își implică copiii. Eu am făcut o cușcă la câine cu fiul meu, cel mai mare, când era mai mic. Și am zis, hai tati să facem o cușcă la cățelul nostru. Și am făcut cușca împreună și a dat cu ciocanul peste degete, avea 3 ani. A ieșit până la urmă, mai mult mă încurca, l-am lăsat pe el, hai să facem, a dat și el cu ciocanul. Și după ce am terminat acea cușcă, a fugit la mama și ce i-a spus? Mami, hai să vezi ce cușcă am făcut. Așa facem noi cu Dumnezeu de multe ori. Facem o lucrare și spunem, haideți să vedeți ce lucrare am făcut. Când noi am fost asistați la fiecare pas de Mântuitorul Hristos și El ne-a spus, faci dreapta, faci stânga. Așa că de multe ori noi ne dăm cu ciocanul peste degete crezând că facem noi cu puterile noastre ceva. Dacă L-am lăsat pe Mântuitorul Hristos să spunem, Doamne, mergi înaintea noastră și noi venim după Tine, lucrurile astea altfel în România. Și ce este mai mare nevoie astăzi în țara noastră este de acea dragoste necondiționată, de acea dragoste fără opreliști, de acea dragoste care iartă totul, iubește totul și mă rog Domnului să-mi dea această putere să port dragostea Lui în suflet. Pentru că am vorbit deja destul de mult despre drumul crucii, așa, în esență, care crezi că este, în esență, principalul mesaj al drumului crucii? Crezi în acest proiect? De 10 ani de zile îl faci cu pasiune dincolo de... Mesajul e simplu. Oameni buni, Mântuitorul Hristos a murit ca noi să avem împăcare cu Dumnezeu. La sfârșit le și spunem acest lucru. Lumea ne înscodește și ne întreabă și la televiziune, de unde sunteți, ce organizație, ce biserică vă stă în spate. Vreau să fac clar, acolo în drumul crucii sunt ortodoxi, sunt catolici, sunt penticostali, sunt baptiști, sunt oricine este binevenit, cine vrea să slujească. În schimb, nu aș vrea să iau focusul de pe Domnul Hristos și să-L punem pe o grupare. De aceea nu ne identificăm cu o grupare sau cu o biserică. Ne identificăm cu Biserica lui Hristos. Și orice biserică care vrea să ne binecuvinteze, să se roage pentru noi, ne este super suficient. Dacă cineva vrea să pună umărul să ne dea și un sandwich la miaz, suntem super bucuroși și dormim și pe saltele jos. Și oriunde suntem invitați, mergem să slujim cu drag. Mesajul nostru este clar. Mântuitorul Hristos a avut un scop în viața Lui pământească, să moară ca eu să am împăcare cu Dumnezeu. Asta a făcut. Oamenii vor, ne mai scriu, mai stăm cu ei de vorbă, vine primarul, ne facem poze, vorbește. Știți cum e? Este o acțiune care acum... Se vrea a fi dusă și în latura politică. N-am permis niciodată acest lucru și se vrea a face și o siglă pe camionetă cu un partid. Și am spus nu categoric. Nu o să vreau niciodată bani. Dacă o să ajung să facă unul singur sau să mergem doar cu crucea, mă duc fără nicio problemă. Mă rog Domnului să nu fiu ispitit în latura asta. Cu toate că nu este ușor să știți. Totdeauna sunt voci care îmi spun, păi vezi tu cum e, 70 de oameni, trebuie să-i cazăm, trebuie să mănânce. Cheltuielile au fost foarte mari și la București. Ne-am dus la București, până în ultima zi n-am știut cum o să fie.
s-a îngrijit Dumnezeu să avem hotel, am dormit la hotel, s-au cheltuit 3.000 ceva de euro numai pe hotel și omul care ne-a ajutat și ne-a sponsorizat nici n-a vrut să se știe cine a făcut. Și Dumnezeu ridică oameni și eu cred că lucrarea o să meargă cât El o să vrea și chiar dacă se oprește, mi-am atins scopul să transmit oamenilor acesta mesaj. Nu vreau să fiu decât un deget care arată spre Hristos. Nici de cum un lider a unei grupări care a înființat ceva sau să lărgim sau să, nu știu. Eu sunt un simplu meșter olar care duc în câștig existența din lutul ăsta ancestral din Marea Mureșul istoric, îl frământ și fac oale și îmi câștig existența din oalele mele care le fac aici. Pentru că pe mine cuvântul meșterul, mă pregăteam și o să trecem la a doua parte a discuției. Ce crezi că te caracterizează mai mult? Meșterul olar, o să vorbim despre asta în continuare, sau reprezentarea cea lui Iisus pe cruce sau bicit pe străzile României? Acum lumea mă știe mai nou de, și în oraș toată lumea îmi zice Iisus. E o poreclă din partea lor. Mai mulți văd că mi se deschid tot felul de uși oriunde mă duc, la primării, peste tot. Da, cum să nu, domnul Dan, haideți înăuntru. E plăcut într-un fel, dar n-aș vrea să mă ridic mai mult de rangul de ucenic. Vorbind de profesia mea, de profesie sunt artist plastic și am luat câteva premii și în Europa și pe aici, pe acasă și trăiesc bine. Dar nu o să vreau să mă ridic și să mă ajute Dumnezeu să rămân în acel stadiu de ucenic. În ce sens? Pentru că atâta timp cât te consideri că mi-ai de învățat, e bine. În momentul în care crezi că ai ajuns mare maestru, s-ar putea să ai o problemă cu mândria și să cazi. Și atunci mă rog Domnului, Doamne, arată-mi în fiecare zi ce trebuie să fac. Ce trebuie să fac cu familia mea? Am doi copii, unul are 17 ani, imediat pe 18, merge la facultate imediat. Mai am un băiețel de 2 ani, Ștefan, de care trebuie să mă ocup. Și mi-aș dori să fiu un tată model, acolo unde nu se vede, acolo în care în lumea nu-ți vede de viața să fie bine. De multe ori pozăm și de multe ori soția mea chiar mi-a spus, zice, lucram, la un moment dat veneau mulți tineri la noi să ne viziteze și eram nervos, veneam de la servicii, ne certam și când veneau la noi, imediat îmi puneam acea față de sfânt și ziceam, oh, bine ați venit, luați loc, mă schimbam. Și soția mea mi-a spus, zice, aici noi trișăm. De ce? Pentru că vrem să le arătăm tinerilor o altă față a lucrurilor. Ei ar trebui să vadă și că suntem supărați și că ne împăcăm, pentru că o viață de creștin nu este totul frumos. Și mi-am propus în ultima perioadă să fiu eu însumi. Este o mare provocare și îi provoc și pe ascultătorii noștri să primească această provocare de a fi ei înșiși, să redevenim oameni normali care avem nevoie în fiecare secundă de Mântuitorul Hristos. Să ne dăm jos măștile, să ne dezbrăcăm și să încercăm să fim noi înșine. Eu cred că lucrurile astea altfel un pic. Trăim așa într-o lume câteodată, văd numai costume, văd numai programe bine aranjate și câteodată, nu știu, ceva undeva am impresia că scârție. Mi-e așa, nu știu cum, ciudat să te aud spunând, Dan Leș, că ți-ai dorit să fii tu însuși când și eu, chiar și eu mă uit la tine și imaginea mea este cel biciuit pe străzi și cel atârnat pe cruce și trăind acest rol, probabil că este rolul vieții tale dincolo de aceea de meșter olar, artist plastic. Ai așa o convingere, știu eu, cum te simți și promit că nu te mai întreb despre drumul crucii. Cum te-ai simțit? Ai simțit totuși o prezență divină? A fost momente când ai simțit pe Domnul aproape în acele momente? Nu vreau... Sau ai jucat pur și simplu un rol pe care l-ai învățat? Ai simțit-o vreodată vreo prezență? Ai vreo experiență sau ceva care să spui? Poate lumea așteaptă experiențe șocante. Am avut experiențe șocante acolo pe stradă, despre care aș prefera să nu vorbesc. Atât de șocante. Am trăit un sentiment de frică diabolică. Am simțit la un moment dat, m-am rugat și am spus, iar la început și am zis, Doamne, dacă s-ar putea. Era perioada în care eu mă jucam cu Dumnezeu. Acum, sincer să fiu, nu se cade totdeauna să-i cerem lui Dumnezeu lucrurile pe care ar trebui să le mai așteptăm. Și de multe ori ne cam luăm de șireturi cu Dumnezeu. Și eu mi-am zis, Doamne, dacă s-ar putea un minut să simt și eu din ce ai simțit acolo desculț pe stradă. Și n-a fost un minut, că au fost câteva secunde care au fost ca niște săgeți aruncate până în oase, o frică oribilă și mai mult s-a desprins la un moment dat din mulțime
un personaj hidos, ciudat, un satanist, care a intrat prin cordonul de poliție, nu știu cum a ajuns în față, s-a oprit în fața mea, m-a scuipat în plină față, a răgnit niște cuvinte din el oribile la adresa lui Iisus Hristos. Nu pot să-mi... Din iad au venit acele cuvinte. Așa cuvinte n-am auzit și în jurături niciodată în viața mea. Și s-a oprit în fața mea și în momentul în care m-a privit și m-a înjurat și m-a scuipat, am simțit cea mai urâtă frică din viața mea. Și am spus, wow! Și automat m-am trezit și am zis, Doamne, ce-am făcut? Și mi-a luat aminte ce m-a rugat să simt. Mi-a fost așa frică. L-au luat, l-au scos afară de acolo. A fost, cred că era și drogat, și am mai avut niște momente în care a vrut să-mi dea cu sticla în cap, au intrat, acum mai nou avem și gărzi de corp, care, acei soldați care sunt pregătiți doar să se uite la mulțime ce se întâmplă, pentru că pe stradă sunt tot felul de... hai să vedem, în lumea spirituală se întâmplă un lucru. Acest cortegiu, să zicem, ei merg în împărăția celui rău să-L vestească pe Iisus Hristos, care dă împăcare cu Tatăl în mod gratuit, dacă îl alegi pe El. Ăsta este mesajul nostru. Ori nu poți să ai pretenția că nu, să nu fie zgândărite duhurile de pe stradă. S-a mai întâmplat la Cluj, a văzut toată lumea, a ieșit un, tot la fel, un îndrăcit pe geam. Și într-una cât a trecut cortegiu, a urlat și a blestemat această lucrare. Tot așa, parcă din iad venite lucrurile astea. Și sunt momente în care, în momentul în care trebuie să începem și ne rugăm că mergem pe drum, ne încearcă pe toți o stare de nu te duce, nu face asta, ai grijă, e pericol. Și se întâmplă tot felul de pericole. La Alba Iulia am căzut, m-a lovit, am dat cu capul de bordură și am rămas acolo. Ei au crezut că eu îmi joc rolul, eu eram leșinat să-mi dau ochii peste cap. Și până m-am trezit și nu am știut unde sunt. Și ei în continuare dau cu picioarele, crezând că îmi joc scena. Se întâmplă lucruri interesante. Vă spuneam de acel moment în care a visat un prieten al meu că mi-a călcat, mi-a trecut peste cap o roată de mașină și mi-a strivit capul. S-a întâmplat să cad, cum m-a lovit, cu capul sub roțile autobuzului, pe arteria cealaltă, și m-a tras la momentul potrivit. Când autobuzul mergea, mi-a tras efectiv aproape, mi-a prins părul sub roată. Se întâmplă să m-au scăpat cu crucea la un moment dat, cum vă vorbesc așa, m-au legat de cruce și emoțiile fiind mari acolo și soldații, fiind legat de mâini, m-au scăpat cu crucea și mă duceam către beton cu fața, nici nu puteam să mă aplec. Exact în ultimul moment cineva s-a băgat și m-a prins. Îmi stribeam toată fața dacă picam cu fața pe beton și crucea peste mine. Crucea are 58 de kg. Acum vă spun lucrurile periculoase care se pot întâmpla. Totdeauna te aștepți, dar iese și latura frumoasă. Să vezi acele fețe plângând, să vezi oameni, a venit un moment dat și-a aruncat haina, a scos țigările afară, le-a aruncat, a scos din plasă băutura și a spus niciodată nu mai vreau să beau, nu mai vreau să fumez, vreau și eu să mă împac cu Hristos. Și acel om a venit și a spus vreau să vin cu voi. Și a lăsat plasele acolo pe calda râm, a aruncat țigările din buzunar, a aruncat băutura și a spus vreau și eu să vin cu voi să-L cunosc pe Hristos. Văd femei care, și oameni care sunt sunet și spun Doamne, s-a întâmplat ceva, un miracol acolo. Și asta îmi dă putere să spun, da, este un mesaj actual care este un mod, dacă vreți, de a-L mărturisi pe Hristos. Hai să nu spunem de evangelizare, pentru că eu consider că România este evangelizată. Toată lumea a auzit despre Evanghelia lui Hristos. Toată lumea știe că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Toată lumea știe că la biserică se vorbește despre Dumnezeu. Evangeliștii să meargă în locuri în care n-au auzit despre Dumnezeu și acolo să facă evangelizare. Multora le place să meargă în America, că e frumos, că e bine. Ok, no comment. În segmentul ăsta, aici în România, cât o să pot, o să mai fac. Doar să arăt spre Hristos cu degetul și să spunem, dragilor, mântuirea depinde doar de voi. Dacă tu primești acel bilet pe care scrie iertat, și cu acel bilet te poți duce în fața Tatălui să spui, am primit acel bilet, Iisus Hristos, cu sângele Lui mi-a spălat viața și tu vrei să primești acest bilet, cheia e la tine, tu poți să faci lucrul ăsta și să-L urmezi din dragoste. Nici de cum că mă vede mama, că să văd ce o să zică socrii, eu când m-am botezat ca să fie bine și cu socrii și cu tot. Mai târziu mi s-a întâmplat acea naștere din nou în minte și a fost un lucru interesant. Dar mă întorc și spun, drumul crucii, asta este menirea lui și nu vreau să se ies din latura asta, să mă cred că-s grozav și lucrarea noastră nu știu cât e de mare sau de mică. Știu că facem din dragoste și știu că fiecare soldat de acolo merge o săptămână, vă dați seama, își lasă familia, își lasă înainte de Paști când femeile au mare nevoie de ei acasă, ei se duc prin toată țara să meargă cu zăpăcitul ăla, că mulți îmi zic zăpăcit sau naiv sau cum îmi zic, ciudat, să poarte crucea prin toată România.
Am avut această, au mai fost și oameni care au spus, da, cred că o să pornească o lucrare prin țară, printre oameni. Nu vreau să spun că noi suntem acei ceva, dar vreau să-i provoc pe toți să iasă printre oameni, să-și facă prieteni printre cei care nu-L cunosc pe Hristos, să-și jerfească din timpul lor, nu din bani, din timpul lor, să stea cu ei la o cafea sau să-i primească în casă, să stea de vorbă, să le cunoască problemele. Nu putem să plătim cu banii noștri și să spunem că am făcut lucrarea Dumnezeu. Ar trebui să ne oprim și să mă opresc din a mai face negoți cu Dumnezeu. Doamne, îți dau, dar-mi dai. Îți dau atâta și mi-ai spus în Biblie că îmi dai nu știu de câte ori înapoi. Acum aștept, hai să văd. Și o viață întreagă să-mi fie ocupată de gândul ăsta, ce o să-mi dea Hristos material. Și la sfârșitul vieții, Domnul Hristos să spună, păi eu oricum ți-am plătit. Acum tu crezi sau nu crezi? Pentru că spune acolo, plecați de la mine că nu vă cunosc. Păi n-am făcut noi asta, n-am scos dragi, nu vă cunosc. N-am mărșăluit pe străzile României. N-am fost pe cruce, n-am dat bani și în stânga și în dreapta. Dane, sorry, dacă tu ai acest statut de fiu, care m-ai slujit din dragoste, fără pretenții, ok, și îmi doresc în fiecare zi să fiu un bun fiu al lui. Și încerc acest lucru chiar dacă nu se vede. Pentru legat de ce cum mă privește lumea, m-a invitat la un moment dat un amic de-al meu, prietenul unei verișoare de-al nevastă, mi-a spus, e ziua mea și mi-o țin în clubul meu. Și aș vrea să vii și să fii cu noi la masă. Și am spus, mă, cum mă duc eu acolo? Hai să mă duc. Și când m-am dus, lumea a zis, s-a dus la el și a zis, uite, noi nu ne putem distra. Păi de ce, mă? Aici e Iisus, uite cum stă acolo în capul meții și nu vrea să facă nimic. Și a trebuit să le spun, sunt și eu om normal, am venit pentru ziua prietenului meu, simțiți-vă bine, dar să știți că sunt lucruri care la un moment dat veți dea socoteală pentru ele. Și profit de orice moment, oriunde aș fi invitat, să mă duc și să-mi fac prieteni cei mai ciudați dintre prieteni, pentru că lumea chiar are pretenții de la mine și mă văd cu tot felul de ciudați în jurul meu, dar cred că pentru ei a murit Iisus Hristos. Și eu cred că și ei pot să fie salvați. Asta este motivația mea. La acest punct al discuției noastre am vorbit mai mult despre drumul crucii și din ceea ce a spus în ultima vreme. Dacă nu se nu creadă telespectatorii noștri că vrem să facem reclamă la drumul crucii. Dar măcar și-au dat seama că nu este un simplu spectacol religios, nu e doar o simplă procesiune, ci are și o încărcătură spirituală deosebită. Lucrurile care le-ai spus arată, e o confruntare specială și în plan spiritual și ai o motivație cu totul deosebită și cred că lumea a înțeles mai multe după acest punct și îmi propun că până la finalul acestui segment, prim segment al discuției noastre, să mai avem câteva imagini de la drumul crucii. Suntem așa de orbiți de religie, de obiceiuri. Mi se pare că suntem așa cuvioși și, în realitate, prin egoismul și materialismul nostru, nu facem decât să demonstrăm că n-am priceput nimic din dragostea și sacrificiul lui Iisus pentru noi. Suntem așa de ipocriți. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Și pentru ce te depărtezi fără să-mi ajuți și fără să asculți plângerile mele? Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi. Strig și noaptea și tot n-am odihnă. Totuși, Tu ești cel sfânt și Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. Dar eu sunt vierme, nu om. Am ajuns de ocara oamenilor și disprețuit de popor. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic, s-a încrezut în Domnul, să-L mântuiască Domnul, să-L izbăvească fiindcă-L iubește. Mă uit la oamenii ăștia. Pentru unii e doar spectacol. Mănâncă înghețată, râd, vorbesc. În timp ce omul ăsta se identifică atât de mult cu suferințele lui Hristos. Oare ce ar trebui să învăț din chestia asta? Mă simt așa de mică, depășită de situația asta. Eu sunt via dolorosa, în Ierusalim, pe străduțele în bus.
cu soldat. Iar mulțimea îl urma ca să-l vadă pe Iisus cel condamnat. Copleșită de faptul că pentru mine a fost nevoie de o astfel de crimă oribilă. De câtă oră e în stare o ființă omenească? Am văzut scena asta. Agonia asta, trupul zvâlnit cu piroane, privirea chinuită de om hăituit. Și se ruga pentru cei ce-l torturau. Îl spunea femeilor să nu-l plângă pe el. Nici măcar compasiune nu aștepta. Îl mântuia pe tâlhar. Doamne, te descoperi parcă altfel, mai profund, mai sensibil. E atâta tărie în slăbiciunea ta. Nu te depărta de mine, căci s-apropie necazul și nimeni nu-mi vine în ajutor. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despar. Mi s-a făcut inima ca ceara și se topește în lăuntrul meu. Mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul gurii. M-ai adus în țărâna morții. Căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele.
Doamne, avem atâta nevoie de Tine. Nu pot să spun decât mulțumesc pentru tot sacrificiul Tău. Mă obsedează faptul că totul a fost 100% voluntar. Nu te-a constrâns nimeni să îndur toată mizeria asta. Ai făcut-o pur și simplu din dragoste și milă, cred. Sunt câteva lucruri pe care vreau să le schimb în mine și apoi în alții. Vorbim mult de jertfa lui Hristos. Nu-i doare însă prea puțin de ce s-a întâmplat acolo. Durerea Lui trebuie să ne facă să urâm păcatul. Victoria Lui ar trebui să ne facă să nu ne mai temem niciodată de nimic. Modul în care s-a dăruit pe Sine însuși ar trebui să ne motiveze să nu mai plângem nicio pierdere. Suntem răscumpărați, suntem liberi, suntem curați.